ca să-l întreb, de ce sunt oare atâtea lacrimi trecătoare și atâtea răni în piept? E un Dumnezeu prea mare, prea înțelept ca să-l întreb, de ce rămân copii orfani pe acest pământ? De ce rămân cu răni ce dor în timp ce tați și mame mor, lăsând durerea arzând? E un Dumnezeu prea mare, prea înțelept ca să-l întreb, de ce sunt tineri care pierd timpuriu și lasă ai mamei ochi privind spre cer, plângând într-un ascuns ungher când nimeni nu-i acasă? E un Dumnezeu prea mare, prea înțelept ca să-l întreb, de ce-s atâți bolnavi orfani aici, uitați de atâția frați? De ce-s din ce mai mult tot ochii înlăcrimați? Ce-am înțeles e că un aur clătinat de vânt și spulberat de soare, ești omule pe acest pământ, un fir subțire ce s-a frânt, nimic mai mult decât un gând ce vine și dispare. Când soarele a răsărit, rapid l-a și apus, o zi din viață s-a sfârșit, căci anii tăi nu-s infinit, te duci cum toți s-au dus. Ce adun, ce vrei să ai când mergi în veșnicie, de aici nu-i nimic în rai. Ce faci prin tu Hristos ce dai, cu acestea în față o să stai închinsă în bucurie. Nu vezi că spini neascultări în țeapa adânc în tine? Nu vezi că negru a tristării te vrea la culpea disperării? De rai pe el pe mijlocul cărării vei termina cu bine. Nu mai privi la trecător, e tot deșertăciune. Hristos e al nostru salvator, cu el trăiesc, cu el să mor, ferit de întinăciune. Pământul acesta blestimat de atâta neascultare va arde și va fi uitat. Tu însă vei judecat ce ai adunat, ce-ai strâns. Acolo vei fi strămutat în ziua cea mare. Hristos te vrea cu gelozie ca astăzi slujitor. Alege bine azi, când o să vie unde-i să mergi, în veșnicie sau chinul arzător. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze.